Bine ați venit la horoscopul relațiilor pentru luna iunie. Am decis să continui și cu acest tip de film în care să analizez felul în care interacționează zodiile între ele una cu cealaltă. Zodia voastră cu celelalte zodii. Deci ce rol joacă celelalte zodii? Deci acum dacă ați deschis filmul dedicat zodiei voastre, ascultați ce rol au reprezentanții celorlalte zodii în viața voastră. Ce rol are un berbec în viața voastră pe anumite planuri, ce rol are o fecioară în viața voastră pe anumite planuri. Deci nu e vorba ce rol jucați voi, dacă vreți să jucați, să aflați ce rol jucați voi în viața acestora, duceți-vă la zodiile lor, la zodia partenerului, la zodia copilului, la zodia părinților și așa mai departe, să vedeți voi cu zodia voastră ce puteți să le declanșați voi, bun sau rău, pentru că e posibil să fie și relații foarte constructive, dar și unele mai dificile pe parcursul acestei luni. Vă recomand deci să vedeți situația din două direcții, și așa, și așa, deci și din zodia voastră asupra altora și alte zodii asupra voastră, că această analiză e cu două direcții. Da, posibil să apară contradictorii, tocmai pentru că, într-un fel, intrați voi în viața cuiva, unei anumite zodii, și altfel intervine acea zodie în viața voastră. Nu e cu dus întors. Nu înseamnă că dacă vă spun că o zodie joacă un rol minunat pentru voi, la fel e și invers. S-ar putea voi să îi declanșați cel mai mare coșmar. E un exemplu. Dar priviți deci acest horoscop din ambele direcții. Și voi pentru zodiile respective și ei pentru voi luna aceasta. Vă invit să vă căutați zodia voastră, zodia celor dragi, să analizați cum vă ajutați sau nu vă ajutați unul pe altul în luna iunie. Dragi berbeci, vreau să vă prezint cam ce interacțiune există între voi și celelalte zodii în luna iunie. De exemplu, cu semenii voștri berbeci, s-ar putea să nu fiți în cele mai plăcute relații. Unul pe altul vă cam deranjați, vă cam supărați. Poate chiar e vorba de niște jigniri acolo, de niște răni pe care vi le cauzați unul altuia. Poate o să reușiți să vă iertați unul pe altul, mai ales dacă sunteți persoane apropiate, prieteni buni, frați. Acolo eventual ar putea să apară, da, în mediul vostru apropiat, dar apropo de mediul apropiat, e foarte posibil să vă cam ciondăniți cu un vecin berbec, asta în cazul în care, bineînțeles, știți că este berbec. Apar acolo niște vorbe cam aspre, niște critici, niște acuze, niște reproșuri, din care unul din berbeci, și puteți fi și voi acela, poate ieși șifonat, poate ieși supărat, rănit, jignit, încât nu se știe cât veți tolera o astfel de atitudine. Unii berbeci s-ar putea să ia taurul de coarne, berbecul de coarne și să reacționeze, să riposteze și destul de aspru. Alții s-ar putea retrage în banca lor răniți, supărați, așteptând cumva o remediere a relației, niște scuze, niște explicații, reluarea acestei legături. Există deci o rană pe suflet creată de un alt berbec, exact așa cum sunteți voi, dar clar că și voi puteți să faceți același lucru asupra unui alt berbec, poate chiar drag inimii voastre. Când vine vorba de iubire, am să vorbesc dintr-un foc de două zodii de data asta, nu știu cum am să le pun pe ecran, pentru că același lucru se întâmplă în relația voastră și cu taurii și cu gemenii. Și taurii și gemenii sunt sursa voastră de iubire. Bun, ușor diferit, în sensul că e posibil ca un bărbat taur să joace un rol important în viața unei femei berbec, dar când e vorba de bărbați berbec, o femeie gemeni poate juca un rol de suflet, emoțional, duios, sensibil, pașnic, calm, deci când vine vorba de iubire, afecțiune, tandrețe, romantism, dulcegărie, frumusețe, grijă, protecție, tot ce este la pachet cu iubirea, în general, vine de la un bărbat taur
de la o femeie gemeni, combinațiile pe amândouă și astfel veți ști fiecare de la care veți primi mai multă afecțiune. Bineînțeles, nu înseamnă că dacă aveți în preajmă o femeie, Taur, nu o să vină aceeași iubire, ba, da, dar în principal, așa cum spuneam la capitolul sexe, bărbatul Taur știe să vă ofere mai multă iubire, bineînțeles, vouă, doamnelor berbec, tot așa cum femeile gemeni au multă iubire de oferit bărbaților, berbec de data asta. Când vine vorba de afaceri, ați putea să vă gândiți la o relație cu un rac. Un rac poate juca un rol productiv, constructiv, material, clar, concret în viața voastră, bine, cu niște soluții practice, cu niște sfaturi foarte bune de pus în aplicare, arată multă răbdare față de voi, poate lucrează alături de voi, poate vă conduce într-un sens bun vouă, se vede încotro mergeți, roadele se arată sau măcar se prefigurează. E o persoană care vă inspiră foarte multă încredere, poate mai ales o femeie rac, vă inspiră încredere, vă inspiră maturitate, înțelepciune, răbdare, stabilitate, securitate. E ca o mamă, ca un protector, ca un profesor din anumite puncte de vedere, deci aveți și multe de învățat de la un rac, dar calmul acesta pe care îl are în relația cu voi și pe voi vă domolește foarte mult, vă mai temperează atunci când există riscul să vă aprindeți cam tare, așa cum de altfel vă este și zodia și cum luna aceasta intră Marte la voi în zodie, s-ar putea pe alocuri, să mai ales spre final de lună, așa cum ziceam, să aveți și reacții mai agresive, impulsive, scăpate de sub control, și acest rac reușește să vă mai tempereze și să poate chiar să vă canalizeze această fantastică energie în niște sensuri palpabile, productive, materiale, să iasă ceva din atâta energie și să nu o consumați pe nervi, pe agresivitate sau aiurea, pe nimic. Cu lei s-ar putea să aveți o relație cam dificilă din anumite puncte de vedere. Există cel puțin un leu, mai ales la serviciu, probabil în plan profesional acolo s-ar putea să aveți un leu cu care vă e foarte greu să vă înțelegeți. Ori vă aruncă în spate tot felul de sarcini, de responsabilități, mult de muncă în preajma acestui leu. Dacă e șeful, cu atât mai greu e să comunicați cu el, încât de multe ori simțiți această relație ca pe o povară, ca pe o greutate, ca pe o sarcină mult peste puterile voastre. E stresantă, e obositoare, e solicitantă, e epuizantă la un moment dat. De câte ori intrați în contact cu un astfel de leu, veniți acasă frânt de oboseală, nervos, supărat, plin de energie negativă, că cere foarte mult de la voi acest leu și probabil pe alocuri nu puteți să vă ridicați la nivelul așteptărilor sale sau al pretențiilor sale și de aici, cine știe dacă nu se nasc reproșuri, acuze, critici, vă ține vreo predică, vă mustră, vă ceartă, vă pune o notă proastă pe alocuri. Voi vreți mai mult, să dați și mai mult în preajma lui, că vedeți că cere mult acest leu de la voi, dar orice ați face simțiți că nu puteți să-l mulțumiți, deci nu vă dați peste cap inutil. Cu fecioarele aveți tot o relație destul de complicată. De multe ori relațiile cu fecioarele sunt de pe poziții de adversitate, de inamiciție de data asta. Sunteți inamici mai degrabă și nu amici. Mereu e pusă pe contradicții, mereu e împotriva ideilor voastre, mereu are ceva de comentat la ceea ce aveți voi de zis, de făcut, ba chiar pot exista dispute aprinse acolo de pe poziții de forță. Nu vine foarte des de la o fecioară luna aceasta, cu atât mai mult dacă este persoana iubită, jumătatea voastră. Acolo vă puteți aștepta la niște ciondăneli, chiar în cuplu, destul de aprinse, în care vi se pare că orice ați face, orice ați spune, ea tot împotriva voastră este tot, nu spune tot, nu o mulțumiți orice ați face. Cu balanța s-ar putea să aveți o relație, mai ales de serviciu, productivă, iese ceva din această colaborare, mai ales dacă lucrați la același proiect, în același loc de muncă, pentru același scop profesional măreț, este alături de voi această balanță și lucrează umăr la umăr, cot la cot cu voi,
Poate uneori pe alocuri s-ar putea să o vedeți că mai trage chiulul și voi duceți tot greu în spate și ea, da, dă impresia că e acolo, participă, implicată, asumată, spune prezent la toate provocările, dar s-ar putea pe alocuri să o vedeți că mai mult vorbește decât muncește, mai mult iese la o țigară decât să pună osul la treabă, dar senzația generală, în general, este alături de voi și lucrează alături de voi, dar când vă vede pe voi că munciți, ea face doar act de prezență și vă apreciază, vă laudă pentru ceea ce faceți, dar doar spune că e cu voi alături, acolo, umăr la umăr, că totuși tot greu, hai să zicem 70% din proiectul acela, din efortul acela, voi îl duceți. Ea e cu 30%, probabil e important și acest 30% ca ajutor, ca sprijin, ca încă un cal la căruță care trage, chiar și 30% dacă trage, e mai ușoară povara pentru voi. Dar s-ar putea să o vedeți de multe ori că pierde vremea stându-vă totuși alături. Scorpionii pot fi un bun prieten pentru voi, au multe vorbe bune de oferit atunci când aveți nevoie, vin cu un sfat din suflet chiar. Probabil aveți niște rude scorpioni în preajmă, prieteni scorpioni, frați scorpioni, părinți scorpioni și de acolo vin multe daruri. Parcă vă oferă pe tavă niște resurse de care voi aveți nevoie, nu neapărat materiale, nu e vorba de bani acolo, nu e vorba de un ajutor la nevoie, poate să fie chiar și simpla susținere de apreciere, de laudă, de a vă împinge de la spate, de a vă spune că sunteți bun, că sunteți potrivit pentru anumite lucruri, vorbele acelea bune, calde, din suflet, îmbărbătările, poate chiar și niște declarații de dragoste, că și asta e posibil, vin luna aceasta de la un scorpion care normal toate aceste vorbe minunate vă fac să vă simțiți bine și să legați mai mult relația cu această persoană sau să simțiți nevoia să stați cât mai mult în preajma sa, pentru că e sursa voastră de liniște, de bucurie, de fericire, de dragoste, de prietenie, de simpatie. Puneți în această listă tot ce poate să vină ca emoție pozitivă de la cineva. Și, deci, sursa poate să fie un scorpion. Cu săgetătorii aveți o relație pașnică, dar nu foarte apropiată. Nu pare să fie acolo nici iubire nemaipomenită. Ați putea fi buni colegi, buni colaboratori, să munciți împreună, să fiți tovarăși la muncă, la studiu, la școală, cu care aveți ceva de împărtășit prin ceea ce faceți. Proiectele comune pot avea mult de câștigat, mai ales dacă faceți echipă cu o persoană mai tânără, săgetător, care are o viziune diferită ușor de a voastră, da, la fel de energici sunteți amândoi, dar de data asta vă puteți baza pe acest săgetător că e de încredere, e de nădejde, ce spune, face, ce promite, îndeplinește. E om serios, inspiră această idee de om serios, așezat, cu scaun la cap și aveți mult de câștigat din asocierea cu el, din lucru alături de el, că ia acolo când aveți nevoie. Bun, poate nu e vorba de un ajutor, poate lucrați împreună, deci scopul, interesul este comun, vreți același lucru amândoi, dar e foarte important să-l știți alături, ba chiar simțiți că învățați ceva de la el, ba chiar simțiți că vă puteți concentra mai bine cu el alături, el parcă vă canalizează toată energia, toate resursele către acel scop comun pe care îl aveți, din care aveți ceva de câștigat și unul și celălalt, dar totuși de data asta, deși sunteți două zodii la fel de energice, cel domol, calm, pașnic, așezat, cumpătat, moderat, e el. Voi sunteți flacăra vie care poate pune această mașinărie în funcțiune, dar șablonul, programul acestei mașinării este dictat de săgetător. Față de capricorni s-ar putea să aveți unele dubii, există în preajma voastră unul sau mai mulți capricorni și nu-i priviți cu prea multă încredere. Ceva în intuiția voastră vă atrage atenția că nu sunt chiar așa cum par. De obicei sunt oameni de încredere, dar probabil aveți chiar în preajmă s-ar putea să aveți doi capricorni, dar atât de diferiți încât nu știți de fapt
cum e Capricornul de fapt, e așa sau așa? Sau poate chiar același Capricorn, dacă e vorba de unul singur, e atât de schimbător de la o perioadă la alta, încât vă dă aceste motive de suspiciune. Nu vă puteți baza pe ceea ce spune, pentru că a spune ceva, peste câteva zile vine și s-a sucit, vine cu altă idee, vine cu altă părere. E foarte dual, e în două direcții, lucrează pe două fronturi, poate chiar poartă o mască, de aici și dualitatea. Nu e un om care să merite această încredere a voastră, sau măcar nu e vorba de încredere, măcar suspiciune, să păstrați totuși distanța, să-l puneți la încercare, să trageți de timp până când eventual acest Capricorn ar putea interveni în planurile voastre, că s-ar putea mai degrabă să le strice, s-ar putea mai mult să vă încurce, să vă tulbure, să deveniți mult mai confuz din cauza intervenției sale. Tocmai pentru că a spune ceva, vă bazați pe ceea ce spune și după o vreme vine cu o cu tot o altă viziune și atunci rămâneți cu ochii în soare și nu știți de fapt ce să mai luați din ceea ce are acest Capricorn de dat. Ce a spus prima dată sau ce a spus a doua oară, dar total diferit. Cu vărsătorii puteți avea o relație foarte corectă, dreaptă, justă. Ori el, vărsătorul, joacă rol de justițiar, de judecător, de arbitru, de o persoană care poate analiza o situație în care sunteți și voi implicați, ori el ajungeți cu el la o discuție în care e nevoie de o intervenție a legii, a legii care poate fi sub orice formă, legea aceea scrisă, bătută în cuie, sau legi morale, legi ale bunului simț, legi ale universului, tot felul de legi pot interveni în această relație și dacă acest vărsător se abate de la reguli, s-ar putea să fiți voi foarte intransigenți și să preferați să-l scoateți din peisaj, cum este posibil și invers, ca el să vină cu niște critici la adresa voastră în cazul în care v-ați abătut de la aceste reguli, regulamente, legi despre care se vorbește în jur. Din alt punct de vedere, dacă aveți contacte cu justiția, cu instituțiile statului și acolo e mus, ai nevoie să respectați niște norme, cel care vi le cere și vi le pune pe tapet așa poate fi un vărsător. Bun, poate nu știți că un avocat la care apelați, de exemplu, este vărsător, dar posibil să aibă oarecare legătură cu această zodie, pentru că el vede lucrurile just, așa cum spuneam, lege. Unde e lege, nu-i tocmeală, e bătut în cuie și trebuie respectat ca atare. În preajma unui astfel de vărsător și voi va trebui să respectați legea 100%. Cu peștii puteți avea o relație de prietenie foarte plăcută, aveți timp liber de petrecut în preajma lor, poate chiar acum se naște o prietenie nouă, apare un peisaj, un pește, o persoană, cel mai probabil o femeie pește, cu care vă simțiți pe aceeași lungime de undă din punct de vedere intelectual, mental. Aveți cam același nivel la capitolul rațional, ca mod de a gândi și e o plăcere să stați în preajma acestei persoane pești. Cel mai mult apreciați la această persoană faptul că vă respectă identitatea, originalitatea voastră, nevoia de libertate, nu vă sufocă cu telefoane, nu vă sufocă cu întâlniri, nu vă sufocă cu propriile sale opinii, gusturi, păreri, respectă că le aveți și voi pe ale voastre și le ascultă, e un dialog acolo care se naște foarte, foarte bine argumentat și clar că vă simțiți liber să vă exprimați în voie în preajma acestui nativ pește prin respectul pe care îl arată față de ceea ce sunteți voi. Cu bune, cu rele, vă respectă așa cum sunteți, nu vă critică, nu vă taie elanul, nu vă taie aripile, vă lasă să vă manifestați liber cum vă vine, cum vă place și acest lucru apreciați la el. De aceea s-ar putea să îi căutați compania mai des în această lună, că alături de această persoană pești sunteți voi înși vă așa cum sunteți. Acesta a fost horoscopul lunii iunie pentru voi. Vă invit și în aquaria.com sau pe canalul de YouTube să căutați și alte
horoscoape care vă sunt dedicate. Este horoscopul zilnic, horoscopul săptămânal, lunar, anual, astrodrama lunii iunie, care face referire la foarte multe aspecte importante ale acestei luni. Vă doresc o lună liniștită în plan relațional, să aveți relații bune cu toată lumea pe cât posibil și să ne vedem cu bine și luna viitoare.